Salut! Bine te-am regăsit! Am venit cu un nou clip. Mi-am luat Bitcoin! Da, frate, mi-am luat Bitcoin. Venise perioada aia nebună cu Bitcoin-ul. Toată lumea vorbea despre Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Au început pe tot felul de site-uri, au început să accepte și criptomoneda asta și nu doar asta, dar na, era cea mai cunoscută probabil, avea cea mai mare valoare și acceptau plata în moneda asta. Probabil au considerat că e cea mai sigură monedă. Criptomonede, scuze. Nu prea știam foarte multe pentru că nu m-a interesat, nu prea știam foarte, foarte multe despre ea, dar vezi tu ușor, ușor, auzi din stânga și din stânga și din dreapta vorbe despre ceva și începi și te documentezi. Frate, investești în chestia asta, o să crească, bineînțeles că din punctul meu de vedere, nu știu, nu cred că e foarte, foarte sigură. Cred că e ceva putred la mijloc. Nu știu, o să treacă timpul și o să vedem ce se va întâmpla cu criptomoneda asta, dacă într-adevăr va lua așa amploare cum au spus mulți. Mi-am luat Bitcoin, înțelegi? Mi-am luat Bitcoin. V-am zis, toată lumea a alergat după chestia asta, toată lumea vorbea, toată lumea o ridica în slăvi, teorii ale conspirației, fiecare își dădea cu părerea. Am citit puțin despre ea pe internet, m-am documentat, am văzut de unde a plecat, cine a inventat-o, bineînțeles că partea aia asiatică, așa se spune, dar mă rog, e posibil să fie altcineva la mijloc. A început lumea să mineze, frate, auzeam de minat înainte. Acum câteva luni bune, de aproape că mă simțeam ca la revoluție. N-am trăit revoluția, dar resimțeam momentele alea cu minerii, cu nebunie, înțelegi? Na, toată lumea s-a făcut miner. Dacă spuneai acum, eu știu, câțiva ani de zile, ce vrei să te faci când o să fii mare? Nimeni nu zicea miner. Și acum, mamă, toată lumea a devenit miner, frate. Au luat o razna cu plăci video, calculatoare, nebunii, să facă, să dragă, să facă bani. Mamă, gata, ne îmbogățim. Bill Gates scrie pe noi. Facem treabă. Îți dai seama, la o chestie din asta toți încearcă. Toată lumea vorbea de minat, toată lumea era miner, toată lumea investea, toată lumea vorbea de chestia asta. Că a urcat, că a scăzut, că o să urce, că o să facă, că o să dreagă. Și am zis, băi frate, am stat și m-am gândit o perioadă și am zis, bă, o fi bună chestia asta, n-o fi, se merită, nu se merită. Eram așa în dubii, știi? Și am zis, bă, e destul de scumpă totuși, e, nu știu cât era, cred că vreo 14.000, 16.000, ceva de gen. Îți dai seama, una. Și am zis, bă, e destul de scumpă. Bă, lumea vorbea și ridica în slăvi chestia asta, de mă făcea să, mă făcea așa, mai era un pic și zic, gata frate, renunț la muzică, la tot, renunț, fac, mă bazez pe chestia asta, mă duc pe Bitcoin, gata, și că, nu... Trebuie să-mi iau și un Bitcoin, nu? Și stăteam și mă gândeam cum să fac. Bă, da, probabil nu sunt singurul care s-a gândit la chestia asta. Mai sunt mulți, cu siguranță. Dar nu știu dacă a mai făcut cineva, dacă a mai povestit cineva într-un video chestia asta. Știți că cei mai dezvoltați economic și cei mai mari inventatori, copiatori sunt chinezi. De acolo se spune din partea aia, nu China, dar mă rog, un japonez se spune că a inventat criptomoneda asta, Bitcoin-ul ăsta. De ceva timp am început să studiez ca mulți alții, sunt sigur, mulți alții de pe aici și nu doar de la noi din țară, mulți alții din Europa, studiem piața asta chinezească. Păi și stăteam și mă gândeam cum să fac, cum să trec și am zis, bă, trebuie să-mi iau Bitcoin, unul măcar, trebuie să-mi iau un Bitcoin, vreau neapărat să-mi iau un Bitcoin. Băi, frățioare, și eram într-o seară acasă, cred că venisem de la muncă și am zis, gata, în seara asta mă gândesc cum să fac să-mi iau un Bitcoin. După ce mi-am făcut toate tabieturile respective, mâncat duș, nebunii, mă rog, ce-i mai făcut eu, că nu mai țin minte că l-am luat de ceva timp, analizând toată treaba asta, am intrat pe internet, bă, și mi-am luat un Bitcoin. Bă, și nu mi-am luat doar un Bitcoin, cred că mi-am luat vreo 3 Bitcoin. Nu știu cât de corect e, ar trebui să zic 3 Bitcoins, ceva de genul, dar, mă rog, pe românește 3 Bitcoin. Bă, mi-am luat și vreau să vă arăt și vouă Bitcoinul meu, frate.
Chiar vreau să vă arăt și vouă Bitcoin-ul meu. Uite, cred că v-am făcut destul de curioși. Frate, ăsta e Bitcoin-ul meu. Ăsta e Bitcoin-ul meu. Ăsta este Bitcoin-ul meu pe care oricine îl poate avea. A fost în jur de 2 euro, nu știu ceva de genul. Bă, îți vine cam greu. Vreo lună de zile, dar îți vine. Frate, ăsta este Bitcoin-ul meu. Uite așa, am făcut rost de un Bitcoin. Mi-am comandat frumos pe net, de la China. Mi-a venit direct acasă. Am intrat și eu în rândul lumii. Mi-am luat Bitcoin, frate, am Bitcoin. Am Bitcoin. Uite, așa arată Bitcoin meu. Probabil mai au mulți. Probabil ai și tu, nu știu. N-am văzut în niciun clip pe cineva care, cel puțin eu. Dacă nu am văzut, înseamnă că nu știu dacă a mai făcut cineva, nu? Dar nu cred că a mai făcut cineva un clip de genul ăsta să-și arate Bitcoin-ul. Că-mi vine să mă duc pe stradă să-mi arăt Bitcoin-ul, frate. Îmi vine să ies așa, să-l dau în vânt. 2 euro. Și nu știu, stau acum și mă întreb, mai fi crescut? S-o fi scumpit? Eu am fost demo, am făcut clipul ăsta ca să ne distrăm puțin. Am făcut un pic de caterincă, ți-am arătat Bitcoin-ul. Dacă vrei să-ți mai arăt și altceva, lasă comentariu. Ne vedem data viitoare. Multă pace, nu uita să te abonezi. Tot felul de astea. Scratch.